Cei care iubesc cu adevărat sportul înțeleg că acesta nu constă doar din antrenamente obositoare și competițiile mult așteptate, nu doar din câștiguri sau pierderi, ci o viață întreagă care este plină de diverse evenimente și emoții nemaipomenite. În sport există prietenie și rivalitate și desigur mereu se găsește loc pentru umor. În acest episod noi vă vom prezenta cele mai amuzante momente din viața sportivilor. Prieteni! Sunt nevoit să vă zic că am răcit și medicul mi-a zis că mă pot însănătoși dacă primesc tratamentul cu abonări. Uitați-vă un pic mai jos, e un buton roșu. Dacă dai click pe el, mi se face mai bine. Mulțumesc, prieteni! Să începem! Arbitrul cu superputeri. Arbitrii sportivi trebuie să poată să facă orice. Niciodată nu poți ghici din timp care abilitate din cele existente vor trebui utilizate în timpul meciului. Acest arbitru a fost nevoit să urce sus și să scoată mingea care s-a blocat. Se pare că pentru el asta nu a fost o problemă. Pucul de hockey. Cum nu ai încerca, nu poți prevedea totul din timp. Operatorul care filma meciul de hockey a fost lovit cu pucul chiar în obiectiv. Reparația echipamentelor de televiziune va costa destul de mult, dar ce să-i faci? În sport, multe se pot întâmpla. Mărul. Sportivul dorea o mică gustare, însă a fost chemat de rivalul său, dar el nu s-a speriat și important că s-a dus cu mărul în mână. El a încercat să arate dur și să-l sperie pe rivalul său. Bucuria victoriei. Desigur că cele mai fericite clipe în viața sportivilor este sărbătorirea victoriei. Fiecare din ei își demonstrează în felul său bucuria. Să urmărești aceste clipe e foarte plăcut. Klitschko și Chisora. Înainte de lupta pentru titlul de campion conform versiunii WBC, Chisora l-a scuipat pe Vladimir Klitschko. Sportivul ucrainean nici de cum nu a reacționat la un astfel de comportament. După acest incident, părerile oamenilor s-au împărțit. Unii spuneau că Vladimir nu trebuia să rabde un astfel de comportament, alții consideră că sportivul ucrainean s-a comportat foarte demn. Este cert că Chisora a încercat prin toate modalitățile să îl enerveze pe Klitschko înainte de luptă, dar el nu a cedat provocărilor. Conflict. Fiecare bărbat știe că nu trebuie să ridice vocea când discută cu o doamnă, adică ar trebui să știe. Sportivii îndeosebi sunt gata să demonstreze bărbăție și putere, dar uneori își reamintesc de femeile de la poștă care se ceartă. Asupra acestei domnișoare nu influențează vocea ridicată a fotbalistului. Pantaloni scurți. O faceți glumeți, pe când din cauza lor trebuie să urmărești pantalonii tăi scurți și nu meciul. Mereu există câte un șiret. Cadou pentru o doamnă. În timpul jocului, unul din cei mai buni basketbaliști din toate timpurile, James Harden, a reușit să demonstreze că el este nu doar un sportiv excelent, dar și un om bun cu un suflet mare. Când a observat în tribune o femeie în vârstă, s-a apropiat de ea pentru a-i cadona personal mingea cu autograful său. S-a dovedit că femeia are mai mult de 100 de ani, dar ea adoră basketul și încearcă să nu rateze niciun meci. Egalitate. E cam greu să spui că în această lume a câștigat prietenia, pentru că deloc nu pare că acești tipi sunt prieteni, dar faptul că câștigătorul așa și nu a fost ales este precis. Ajutorul rivalului. Rival pe teren nu înseamnă rival în viață. Din păcate, uneori fotbaliștii uită de asta, dar nu de această dată. Unul din fotbaliști putea primi o traumă serioasă dacă rivalul său nu îl susținea la timp. O lovitură neașteptată. Iată de la oricine, însă de la coechiperul tău, de obicei nu aștepți nicio lovitură neașteptată. Da, să primești cu mingea direct în gât nu e prea plăcut. Văzând zâmbetul tenismanului, se pare că el a făcut-o intenționat. Cine știe ce nu au împărțit ei, dar cu așa prieteni, nici dușmani nu-ți trebuie. Pe neașteptate, iar strategia acestui luptător a șocat mulți fani. Desigur că rivalul său nu s-a așteptat la așa ceva. Luptătorii trebuie să țintească bine, să fie inventivi și deștepți. De aceea, nu trebuie să considerăm că cel mai important pentru un sportiv este să-și crească mușchii. De multe ori, chiar și în sport, intelectul joacă un rol foarte important. În zbor. Dacă vi se pare că tenisul este un sport plictisitor, cel mai probabil că cunoașteți prea puține despre acest sport. Câteodată la un meci de tenis poți vedea minuni adevărate, spre exemplu o rachetă de tenis zburătoare care singură lovește mingea din zbor.
Cântarul. Înainte de luptă, sportivii trebuie să se cântărească în mod obligatoriu ca să demonstreze că au dreptul să evolueze în categoria lor de greutate. De obicei, sportivii se cântăresc în lenjerie, dar se pare că acest tip presupunea că chiloții lui pot fi prea grei și au urcat pe cântar fără dânsii. Și ca într-adins, unul din asistenți nu a ținut bine țesătura. O luptă inegală. Privind acești luptători, veți înțelege de ce e atât de important să evoluezi în categoria ta de greutate. Asta doar în povești Prințul învinge dragonul. Pe ring, asta nu se va întâmpla niciodată și dacă rivalul are o greutate cu mult mai mare decât tine, atunci nimic nu te va ajuta să-l învingi. Un fan adevărat. Dacă un fan matur nu va primi un autograf de la idolul său, el va trece ușor peste asta, cu condiția că nu are probleme psihice. Știți că există oameni diferiți, iar pentru un fan mic, autograful eroului este într-adevăr foarte important. Un jucător de tenis nu a observat băiatul care întindea un suvenir sub formă de minge și aștepta autograf. El a decis să plece de pe câmp, însă după aceasta a auzit cum copilul plânge și s-a întors pentru a semna mingea. Cazurile în care câinele aleargă pe terenul de fotbal nu sunt atât de rare precum pare, însă uneori prietenii noștri patrupezi sunt foarte prietenoși și doresc foarte mult să devină participanții jocului. Se pare că acest câine s-a enervat foarte mult pe un anumit sportiv. Sfoară. În timpul meciului de fotbal feminin, arbitrul a reușit să uimească și sportivele, dar și fanii, așezându-se pe neașteptate pe sfoară. Se pare că și arbitrul are nevoie de un pic de yoga. Cerere în căsătorie. După cum spuneam la începutul videoului, sportul este o adevărată viață, însă nu există viață fără dragoste. În timpul unei pauze între meciurile de fotbal, unul din arbitrii s-a pus într-un genunchi, a scos inelul și a făcut o cerere în căsătorie iubitei sale. Desigur că ea a fost de acord. Acesta este un moment atât de romantic, de aceea o istorie adevărată de dragoste o puteți vedea nu doar în melodrame, dar și pe terenul de fotbal. Un câine pe teren. Tenisul e cel mai preferat sport al câinelor și nu este greu de înțeles de ce. Câinii adoră când cineva aruncă mingea și iată, acest patruped cu mare bucurie va întoarce mingea sportivului. Așteptați, câinele totuși și-a schimbat părerea, însă tenismanul totuși nu a reușit să-l convingă. Interviul. Interesant. Ce este acum în mintea acestei sportive? Analizând mimica sa, ea nu se gândește la ceea ce spune bodybuilderul, dar fără nicio îndoială, ea este gata să-l asculte o viață întreagă. A trecut răbdarea. Se pare că acești doi rivali nu s-au înțeles unul pe celălalt. Asta se întâmplă des pentru că ei deloc nu sunt prieteni, dar se pare că unul din luptători a decis să câștige prin jocul de cuvinte și nu prin pumni. Iată așa o desfășurare a evenimentelor. O luptă între femei. Deseori se spune că femeile sunt cu mult mai dure, mai viclene și agresive decât bărbații. Posibil dacă discutăm despre o bătaie simplă când femeile se trag una pe alta de păr, așa și este. Dar sportivele profesioniste de obicei se comportă foarte demn în timpul luptei. Însă de această dată totul a fost altfel. Pe ring se băteau două frumoase în rochii de seară. După cum se vede, se luptau pentru atenția arbitrului. Dar când una din ele a pierdut, a apărut a treia femeie care a demonstrat arma sa principală și desigur că a învins. Probabil că totul face parte dintr-un show planificat, în care fiecare participant și-a jucat excelent rolul. Spectatorii erau încântați. O ieșire nemaipomenită. Iar acest luptător planifica să apară frumos în fața publicului, dar evoluția sa a ieșit și mai fermecătoare decât el planifica. Chiar dacă totul nu a funcționat conform planului, spectatorii la sigur vor memora această apariție. Ring Girl. După ce a câștigat în principala luptă a serii, un bărbat trebuia să pozeze lângă o fată de pe ring și organizator pentru poza finală, însă când a văzut femeia, pac și-a fugit speriat. Acest fapt se explică ușor. Data trecută, el a cuprins o fată de talie, după care a fost învinuit pe social media pentru sexism și hărțuire.
Volei. Câte poți vedea pe stadionul de volei. Sportivul nu doar a reușit să lovească mingea alunecând sub plasă, ci și a sărbătorit mica sa victorie cu echipa adversarilor. Acesta este într-adevăr un moment uimitor și de neuitat. Operatorul. Noi am văzut nu doar odată cum se defectează diverse echipamente sportive în timpul jocului, dar se pare că nu doar sportivii sunt în zona de risc. La acest operator, camera video se desfăcea în fața ochilor. Cei care relatează despre evenimentele sportive, jurnaliștii și operatorii, trebuie să se obișnuiască că în spatele lor întotdeauna ceva se întâmplă și mereu trebuie să fie pregătiți. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a amuzat acest video. Scrieți-ne în comentarii dacă voi practicați sportul și ce anume. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade. Pace tuturor! Vă pupă la emoții!